L-am cunoscut în echipa aceasta liberală, alături de domnul Câmpeanu, care a și devenit vicepreședinte al CEPUNE-ului, iar domnul Patriciu și Tăriceanu erau reprezentanții grupului de tineri ai Partidului Liberal. Era un om civilizat, un om echilibrat, un om cu o poziție activă și în același timp era un om de dialog. A fost un om extraordinar, un om care era de o inteligență sclipitoare, care a demonstrat-o atât prin activitățile lui multiple, în afară de activitatea politică. Era unul din promontorii acestei, se pot să-i spun, revoluții liberale la noi. A venit împreună cu Horia Rusu cu niște idei mai noi, libertariene, care țineau cont de realitățile lumii moderne. Ultima oară ne-am văzut în 2013, după transplantul de ficat. Regret că nu i-am fost aproape. A devenit celebru prin faza cu tăiatul cozii câinelui dintr-o dată și nu tăiat vertebră cu vertebră. Probabil România ar fi fost mult mai departe astăzi dacă gândirea economică a lui Dinu Patriciu ar fi fost pusă în practică de vreun guvern. A fost dintre cei mai inteligenți și mai cultivați oameni pe care i-am cunoscut. Un om cu o gândire neînduplecat. A simțit în primul moment care este direcția în care trebuie să mergem și probabil că în istoria tranziției din România va fi unul dintre precursori. L-am văzut la Londra 24-25 iunie ultima dată. Cred că sunt printre ultimii care l-au văzut pe Dinu atunci. Era destul de optimist, deși situația era evident defavorabilă lui. Foarte interesat de ceea ce se întâmpla în țară și spera să se întoarcă, să-și continue afacerile, având însă și nostalgia politicii.